arheologii din Cluj au făcut o descoperire surprinzătoare. Și este vorba despre un drum roman care s-a păstrat în condiții foarte bune, mai bine de 2000 de ani. Bianca Timșa ne spune mai multe despre această descoperire chiar acum. Mungăsit drumul roman trece chiar prin centrul orașului Cluj-Napoca. Arheologii Muzeului Național de Istoria Transilvaniei au găsit mai multe fragmente din acest drum orientat nord-sud, acoperite cu dale și cu construcție de pietre de râu lipite mortar pe o adâncime de circa 80 de centimetri. Specialiștii spun că multe dintre drumurile făcute de romani au fost folosite și după căderea Imperiului Roman, iar în unele cazuri traseul lor este utilizat chiar și în zilele noastre. În special în mediul rural și între localități. Conform cercetătorilor, romani aveau o tehnologie înaintată pentru vremea respectivă. Se făcea o structură destul de solidă, cu pietre mari la bază, apoi cu pietre mărunte și, după aceea, dale mari în partea superioară. În Cluj s-au folosit dale de feleac, unele dintre ele rotunjite. La o scară mai reduse, arheologii spun că seamănă destul de bine cu ceea ce se păstrează azi la Pompei. Rezistența construcțiilor romane se datorează în bună măsură și mortarului pe care l-au inventat atunci. Romanii produceau un beton foarte rezistent prin amestecarea varului și a rocii vulcanice. 8 24 de minute este momentul.